știi care e frustrarea la o experiență de genul transformațională? Că dacă n-ai fost acolo să experimentezi, nu poți să o transpui în cuvinte. Atât de mult stimul și o experiență atât de extraordinară și de memorabilă, încât nu știu exact ce să zic. Că am sta în podcast, dacă vreți, 2 zile pot să vorbesc de ce s-a întâmplat la castel. Experiențe după experiențe după experiențe și mi-am dat seama că de fapt ăsta e viitorul. Experiențele. Atunci mi-am dat seama, atunci am descoperit cartea. Asta. Se vede în, bine sau nu? Era invers acum. Economia experienței. Joe Pine și Gilmore. Orice afacere e o scenă și tot ce face un spectacol. De fapt, castelul ăsta, The College of Extraordinary Experiences, s-a făcut după Joe Pine. Joe Pine, autorul, el o inovat treaba asta. Cu cartea asta o recomand cu căldură, în care, nu un pic să... Stai să vedem, ne băgăm aici sau vrei să facem degustarea? Să explicăm un pic ce înseamnă o experiență și economia experiențelor. Vrei aici? Bătaie, dar păi unde altundeva? Bun, no, hai să o luăm așa un pic. Dar dacă vrei să... De fapt, o să vină imediat Claudus, o să pună prin plan, să vadă da, pe... Da, nu, că arătăm acolo, cred că se vede. Joe Pine explică în cartea asta și cam de acolo începe progresia valorii economice. Zicea că în epoca agrară, noi produceam bunuri, commodities, zice, bunuri care le luam din pământ. Și tranzacția se întâmplea prin barter. Avem prima treaptă a economiei. Troc, te refer, nu? Troc, da, okay. Da. Care se luau bunuri și se făcea troc, barter. A doua treaptă, o să vedeți imediat când e gata, vă arăt cum arată. Prima ei bunuri. Ok, mai bine ne răs la final. Da. A doua treaptă, deja ei produse, care după ce a venit... Asta, revoluția industrială, toată lumea a început să producă, să facă produse, să pacheteze. România a făcut foarte multe produse, chiar la noi s-au făcut de toate, și piese de mașini și de toate alea produsele. Următoarea etapă, după care Europa de Vest a trecut mai repede, Europa de Est un pic mai târziu, îs economia bazată pe servicii. America nu prea mai produce nimica. Îi oferă numai servicii. Și asta e economia bazată pe servicii, în care economia se bazează pe un serviciu pe care îl oferi. Food Panda îți vine și îți livrează la ușă, ăla e un serviciu. Uber-ul la fel, Airbnb-ul. Industria ospitalității momentan încă e la treapta de servicii în mare parte. Îți oferă, plătești doar serviciu. Și după aia zice că în America a început să se întâmple foarte mult, vine și la noi, și despre asta de fapt tot ce se întâmplă la castel și ce zice în economia experienței, urmează experiența. No, asta e economia bazată pe experiențe. Și dacă îi să luăm progresia asta, așa arată. Gen, dăm un exemplu. Ține așa ca să-mi reflecte lumina, da. Luăm cafeaua. Un exemplu pe care îl cunoaștem toți. Deci, cafeaua când e aici... La bunuri. E un bun. O iei din pământ, un sac de cafea te costă cât? $1, $2. Ceva un de genul. Un sac întreg din pământ. Atunci e bun. Când e un produs... E aceeași cafea, iei 100 de grame, o râșnești, o împachetezi și o pui în supermarket. 100 de grame te costă acum $1-$2, depinde de calitate. Asta e un produs. Un serviciu, în momentul în care îi cineva care îți ia acea cafea, ți-o pune într-un espresor, ți-o pune într-o ceașcă și ți-o duce la masă gata făcută. Acolo plătești $1-$2, depinde de preț acolo, pe 7-18 grame cât dă fiecare, per porție. Și zicea că viitorul și ce începe să se întâmple e experiența. Experiența, unul la mână e Starbucks. Îți oferă o experiență, ei nu vând cafea, îți vând experiența. Doi la mână, Gilmore dă exemplu în cartea Economia Experienței, când a mers într-un coffee shop în Viena și în coffee shop-ul respectiv cânta live opera din Viena. Și un espresso a costat undeva la €21. Pentru că experiența înseamnă că plătești timpul, nu doar serviciu. Și asta a fost marele aha moment pentru mine. Mi-am dat seama, băi, stai un pic, asta e experiența. Și noi lucrăm în industria experiențelor, de fapt. Omul îți plătește și ar trebui să te gândești. Nu îți plătește, dacă am asta e experiența pe care trebuie să-i oferi din momentul în care intră până în momentul în care pleacă. Dacă el te plătește pentru bunuri, doar pentru bunuri și nu-i oferi o experiență, tu îi oferi un serviciu. Și atunci ai client. Că asta e marea diferență și asta e un pic așa diferența între client și oaspete. La servicii, când oferi un serviciu, ai un client. Foarte mulți barmani în ospătar, da, au clienți. Pentru că le oferă numai un serviciu. Experiența îi mediocră sau submediocră. Și atunci oferi un serviciu și ai clienți.
În momentul în care oferi o experiență, ai un oaspete și atunci încerci să-i oferi o experiență, cum poți să-l faci pe, să-i oferi omului respectiv o amintire plăcută despre tine? Asta mi-a schimbat total castelul din Polonia.